Șeful de la handbal, Dedu, a plâns la prezentarea noului selecționer de la băieți. Înainte să-l prezinte pe Pascual, șeful Federației Dedu a ținut un moment de reculegere în memoria lui Pațaichin. Am avut șansa să-l cunosc pe omul ăsta. Un om bun. Fost la Barcelona, Pascual a semnat cu greu contractul. A venit cu mâna imobilizată, dar n-a vrut să spună ce a pățit. După cum observăm, până acum nu i-a făcut bine România. Nu. Pascual trebuie să califice România la Jocurile Olimpice din 2024. Este o mare provocare pentru mine să fiu antrenor echipă națională la România. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.